Pentru prima dată în sistemul de învățământ din România, elevii de clasa a 7-a au susținut simularea examenului național alături de cei din anul terminal al ciclului gimnazial. Astăzi s-a desfășurat proba de limba și literatura română din cadrul simulării examenului de evaluare națională 2019. Pentru prima dată la această simulare participă și elevi din clasa a 7-a. În județul Gorj au fost 3.286 de elevi înscriși din clasa a 7-a și au fost prezenți 3.155. La clasa a 8-a au fost înscriși 3.194 de elevi și au fost prezenți 3.089. Mâine, în toate unitățile de învățământ cu clase a 7-a și a 8-a, se va desfășura cea de-a doua, proba simulării evaluării naționale, proba de matematică. Simularea s-a desfășurat fără incidente la Gorj.